Purtătorul de cuvânt al organizației PNL Giurgiu Ionel Muscalu spune că ministrul educației ar trebui să prezinte situația reală din sistemul pe care îl conduce. Ionel Muscalu a declarat că Daniel Funeriu este doar unul dintre aceia care încearcă numai să-i facă pe plac președintelui Traian Băsescu. Ar trebui ca domnul ministru să prezinte public evaluările ministerului său referitor la performanța inspectorilor școlari din ultimii 2 ani și, pe de altă parte, a directorilor de licee din ultimii 2 ani, fiindcă acești directori de la foarte multe licee din țară au demonstrat că avem, vorba domnului Băsescu, o școală românească care scoate tâmpiții. Învățământul românesc a pierdut mulți profesori de valoare care au plecat din cauza măsurilor adoptate de actuala guvernare. Și aceasta este o cauză a ceea ce s-a întâmplat la bacalaureat, a mai spus Ionel Muscalu. Acest război pierdut, această bătălie deocamdată, că mai au la toamnă posibilitatea să poartă o altă bătălie în acest război cu Ministerul Învățământului, iată, și cu ceilalți, nu demonstrează în momentul ăsta că actuala putere este responsabilă de fapt de situația creată? Pentru că a bulversat sistemul prin subfinanțare, că a tăiat salariile cadrelor didactice, până măsurile luate fără evaluarea impactului, că au plecat foarte mulți profesori buni din sistem, căutând către alte țări posibilitatea de a trăi. Pentru că au plecat fie să traducă, eu știu, pentru străinii care mai au afaceri în România, pentru turiștii care vizitează Palatul Parlamentului sau pentru alții, mulți dintre profesori s-au dus să-și facă în străinătate un ban și așa mai departe.